Inspectoratul de poliție județean Olt a fost sesizat printr-un apel de tip e-call cu privire la faptul că pe drumul județean 546 în comuna Brebene a avut loc un eveniment rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier Slatina. În eveniment au fost implicați doi șoferi din Izvoarele, respectiv Mărunței. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că în eveniment a fost implicat un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 38 de ani din comuna Izvoarele, care, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un tânăr în vârstă de 31 de ani din comuna Mărunței, care se deplasa din sens opus. În urma evenimentului rutier, două persoane au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.